Despre Grigore Sinaitul El a fost îmbrăcat cu haine monahale și petrecând aproape de bătrânul său și familiarizându-se cu cele duhovnicești, urcă și el ca și acel de Dumnezeu văzător Moise pe muntele Sinai și își tunde părul capului și împreună cu părul suprimă taie și leapădă și voile și pornile trupești și se avântă în lupta dumnezeiască. Puțină vreme a trecut și toți au fost înspăimântați de viața lui aproape nematerială și netrupească, cu postirea și cu privegherea, cu starea de toată noaptea și cu cântarea neîncetată de psalmi în toată vremea încă și cu rugăciunea și cererea către Dumnezeu ca unul ce se sârguia deschis să poarte imaterialul în trup material, căci după puțin timp a și fost socotit în chip minunat de toți cei de acolo că este netrupesc dar și în ascultare, care este rădăcina și maica virtuților, și în smerenia, care înalță atât s-a nevoit, încât nu putem ușor să le dăm scrisului cu deamănuntul, ca să nu părem celor trândavi că sunt de necrezut, dar pentru aceasta nu voi suferi nici de cum, ca prin tăcere să astup glasul adevărului, ci voi scrie cu exactitate câte le-am învățat și mi s-au predat de la cel mai autentic dintre ucenicii aceluia și care a fost drag în chip deosebit pe cât se putea și a urmat pe urmele aceluia și a fost ca un mulaj al virtuților lui, zic, adică de la Sfântul Părinte Gerasim căci povestindu-mi acest bărbat fericit adeverea și spunea că acela, Grigore Sinaitul, împlinindu-și slujirea pe care o primise de la întâi stătător, fără preget și cu toată râvna, ca și cum Dumnezeu privea de sus la cele ale sale, s-a obișnuit ca niciodată să nu lase canonul zilnic al fraților cum venea seara, făcând întâi stătătorului metania obișnuită și luând binecuvântare de la el, intra în chilia lui, asigurând ușile, ridica mâinile către Dumnezeu. Dar și mai înainte de aceasta își ridica mintea și îndepărtându-se cu totul de cele prezente și apropiindu-se de Dumnezeu, își începea canonul cu toată râvna sufletului, înălțând lui Dumnezeu psalmodieri și rugându-se toată noaptea din dragostea inimii și îngenunchind până ce parcurgea în tocmai ai psalmii lui David, îndulcindu-se în suflet de veselia care izvora din ei. Apoi, bătându-se toaca după obicei, el se afla întâiul înaintea ușii bisericii, gândind ca totdeauna pe toate să le facă cu exactitate. Adică să nu iasă mai înainte din biserică până nu se vor săvârși doxologiile de dimineață către Dumnezeu. Primul intra în biserică și ultimul ieșea de aici, după toți iar hrana lui era puțină pâine și puțină apă, încât doar să supraviețuiască cu acestea, vrând cu o asemenea mistuire să dezlege legătura amestecării sufletului cu trupul chiar înainte de sfârșit. Încredințându-i se vreme de trei ani și mai bine slujirea de bucătar, cum ar putea spune cineva cum se cuvine smerenia covârșitoare pe care a arătat-o și în aceasta. Căci niciodată nu i-a venit în gând că slujește oamenilor, ci mai degrabă ce te îngerești. Și locul slujirii îl sogotea ca un altar și jertfelnic al lui Dumnezeu. Încă și mai mult, ca și cum ar fi împlinit cinstirea datorată față de cel mai mare văzător al lui Dumnezeu Moise, cu care Dumnezeu a greit față către față și nu prin ghicituri, nu omitea să urce de bunăvoie aproape în fiecare zi cinstitul și sfântul vârf al muntelui Sinai, ca să aducă sincer închinare acolo unde s-au săvârșit în chip minunat acele lucruri mărețe. Și avea acel curios bărbat, mâinile îndemânatice la a scrie frumos avea darul caligrafiei, dar și la citit lua aminte, îndeosebi culegând cu iubire și osteneală ziua și noaptea ca o albină harnică florile dumnezeieștii scripturii, adică acelei vechi și acelei noi, și predându-le cu sale, încât nu știu dacă vreun altul a cercetat-o atât de adânc pe toți cei de acolo, covârșindu-i și întrecându-i cu multă învățătură. Așa, stând lucrurile, cel rău nu putea sta liniștit, ci ca unul ce dintr-un început este vrăjmaș și potrivnic neamului omenesc, aruncă patima invidiei între monahi și ca un semănător al neghinelor semănă între ei nu mică confuzie și tulburare. Deci, cum a simțit pisma cel care era ucenic al blândeții și al păcii, a plecat pe ascuns din mănăstire și a luat cu sine pe acel vrednic de cinstire Gerasim, care provenea din insula Evrip și care, după neam, se înrudea cu regele fața și care, părăsind mai întâi prin nosul bogăției și strălucirea slavei și socotindu-le după marele apostol ca niște gunoaie, față de strălucirea viitoare care se va descoperi drepților și luând pe umer crucea, a venit și el în muntele Sinaiului unde, cunoscând pe Dumnezeiescul Grigore și minunându-se de covârșirea virtuții lui, s-a făcut unul din ucenicii lui aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, a ajuns la cea mai mare măsură a făptuirii, a contemplației, încât, după Grigore, s-a făcut și el pildă altora și chip al tuturor bunătăților.